Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și astăzi, la nivel global, maxima a fost de 47,1 grade Celsius în Cuveit, iar cea minimă de minus 73,9 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 15 minute. Avem cele mai noi știri de pe glob. Vă spunem ultimele informații despre impactul coronavirusului asupra Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Vă prezentăm cum a crescut energia regenerabilă la nivel mondial în 2020. Vom răsfoi, bineînțeles, dicționarul meteo și, nu în ultimul rând, vom afla cum va fi vremea în zilele următoare. Vremea caldă și măsurile de relaxare au adus un flux masiv de turiști în stațiunile litorale din Spania. A fost primul weekend în ultimele 6 luni când foarte multe hoteluri au fost ocupate la capacitate maximă. Restaurantele și barurile de pe plajă au avut la rândul lor o medie de peste 50% din locuri ocupate. Majoritatea spaniolilor, dar și turiști străini, au preferat regiunea Andaluzia. De vineri până duminică, aeroportul din Malaga a avut peste 500 de zboruri programate, lucru ce nu s-a mai întâmplat dinaintea pandemiei de coronavirus. Un copil a murit și alte 4 persoane au fost rănite grav după ce o explozie de gaze a distrus în weekend mai multe case în orașul britanic Lancashire. 3 case au fost distruse în urma exploziei. 10 echipaje de pompieri și 6 ambulanțe au intervenit la noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe persoane primind îngrijiri la fața locului pentru răni ușoare. Motivul exploziei se pare că a fost o defecțiune la instalația uneia dintre case, dar deocamdată este în desfășurare o anchetă pentru a se stabili cauza exactă. Cel puțin 6 persoane au fost ucise și mii au fost forțate să se evacueze în timp ce ciclonul Tauktae se îndrepta spre coasta de vest a Indiei în weekend. Conform serviciilor locale de urgență, 2 persoane au murit în Kerala și 4 în Karnataka în incidente legate de furtuni în weekend. Ciclonul Tauktae, considerat prima furtună majoră a sezonului, s-a intensificat acum într-o furtună ciclonică extrem de severă, anunță Departamentul Meteorologic din India. Să revenim însă la vreme, pentru că sunt sigur că doriți să aflați ce ne rezervă viitorul. Până mâine dimineață, la ora 6, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică care va fi temporar accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii strânse chiar 35-50 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Orientali. Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 55-60 de km pe oră, în special în zona montană înaltă, peste 70-80 de km pe oră, iar în timpul ploilor trecător va lua aspect de vijelie. De mâine dimineață, de la ora 6, intră în vigoare un alt cod galben de intensificări susținute ale vântului și cantități de apă însemnate. Pe parcursul zilei, vântul va prezenta intensificări susținute în majoritatea zonelor țării, cu viteze de peste 50-60 de km pe oră, iar local, îndeosebi în Transilvania, Oltenia și Muntenia, chiar 70-80 de km pe oră. La munte, în special în zona înaltă, rafalele vor depăși 80-100 de km pe oră. În munții Apuseni, în zona Carpaților Oriental și nordul, nord-vestul teritoriului, va ploua, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 35-40 de litri pe metru pătrat. Haideți să vedem împreună și câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. Iată, în Brașov vor fi în jur de 15 grade, în Cluj 13, 22 de grade în Constanța, în Craiova 21, la fel în Iași, 14 în Sibiu, iar în Timișoara în jur de 20 de grade. Cu mai multe detalii revin în câteva minute. Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, care ar fi trebuit să aibă loc în 2020, au fost amânate pentru vara acestui an din cauza pandemiei de coronavirus. Însă, cu mai puțin de 100 de zile înainte de a începe, sunt multe semne de întrebare asupra desfășurărilor din cauza că în Japonia campania de vaccinare se desfășoară foarte greu. Japonia speră să-și vaccineze sportivii olimpici contra COVID-19 până la finalul lunii iunie, înaintea marii majorități a populației, a anunțat presa locală citată de agenția France Press. În timp ce campania națională de vaccinare progresează lent în țară, nici organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate între 23 iulie și 8 august, nici Comitetul Olimpic Japonez sau Guvernul Nipon nu au reacționat pentru moment la aceste informații ale cotidianelor Nikkei și Yomiuri. Conform presei, care nu citează sursele sale, planul prevede vaccinarea a 2500 de participanți japonezi la Jocurile Olimpice, sportivi, dar și antrenori, iar federațiile sportive respective vor fi destinate să administreze dozele.
Săptămâna trecută, gigantul farmaceutic american Pfizer și partenerul german BioNTech au anunțat un acord cu Comitetul Olimpic Internațional pentru livrarea de vaccinuri participanților la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Comitetul Olimpic Internațional a anunțat, totodată, în martie, un acord pentru obținerea de vaccinuri chineze. Doar vaccinul Pfizer-BioNTech este autorizat în Japonia momentan, iar guvernul nipon se confruntă cu tot mai multe critici privind lentoarea campaniei de vaccinare în comparație cu alte țări, în ciuda unei recrudescențe locale a pandemiei în ultimele săptămâni. Pentru moment, doar profesioniștii din sănătate și persoanele de peste 65 de ani sunt eligibile pentru vaccinare în Japonia, unde doar 1% din populația totală a țării a primit vaccinul Pfizer-BioNTech. O mare majoritate a populației nipone se opune organizării Jocurilor Olimpice de la Tokyo în această vară, temându-se de agravarea crizei sanitare în arhipelag, conform sondajelor. În altă ordine de idei, mai multe țări participante la Jocurile Olimpice au început deja să-și vaccineze sportivii care au obținut deja calificarea la competiție. Revenim în România pentru informații detaliate legate de evoluția vremii. La noapte, vremea va fi în general instabilă, vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în nord-vestul și nordul țării, precum și în zonele de munte și pe arii mai restrânse în rest, iar cantitățile de apă, așa cum v-am spus și mai devreme, pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu precădere în zona Carpaților Occidental și nordul Carpaților Orientali, izolat va cădea și grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 6 și 15 grade, cu 14 grade în Constanța, 11 în Iași, 10 grade în Brașov, 9 în Sibiu, 10 vor fi în Târgu Mureș, 9 în Oradea, Arad și Timișoara, în jur de 12-13 grade vor fi în Alexandria. Mâine vremea va fi vântoasă, iar în nordul și centrul țării va fi rece pentru această dată. Cu precădere, pe parcursul zilei, în majoritatea zonelor, vântul va prezenta intensificări susținute și cu viteze mai mari la munte, în special în zona înaltă. Vor fi în jur de 22 de grade în Constanța, 23 în Alexandria, 21 de grade în Iași, 15 grade în Brașov, 19 în Pitești, 20 de grade în Târgu Jiu, în Oradea 16, iar în Timișoara în jur de 20 de grade. În București, la noapte, cerul va prezenta înnorări și trecător va ploua, mai ales la începutul nopții, când vor fi posibile și descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 12-13 grade. Mâine vremea va fi vântoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temporar, cu intensificări ce vor atinge la rafală 50-55 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24-25 de grade, temperatură care, iată, se păstrează în capitală și poi mâine. La munte, vremea se va răci față de ziua precedentă, îndeosebi în prima parte a intervalului. În Carpații Oriental și local în celelalte masive, instabilitatea atmosferică se va accentua și se va manifesta prin înnorări, averse și descărcări electrice. La altitudini de peste 1800 de metri vor fi precipitații mixte. Vântul va avea intensificări susținute, mai ales ziua, când în zona înaltă rafalele vor depăși 70-90 de km pe oră. Vor fi în jur de 8 grade în Păltiniș, 10 în Poiana Brașov, în Predeal 9 grade, 6 în Semenic, iar la Sinaia 8-9 grade, la fel și în Stâna de Vale. La mare, vremea va fi normală termic, cerul va fi variabil, cu unele norări după amiaza și vor fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 19 și 23 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 15 și 17 grade. Vor fi în jur de 21 de grade în Mangalia, în Eforie Nord 22, iar la Costinești în jur de 22-23 de grade. Poi mâine vremea va fi răcoroasă în cea mai mare parte a țării, exceptând sud-estul țării, unde valorile termice vor fi în continuare apropiate de cele normale perioadei. În special în orele după amiezii, temporar, înorările vor fi accentuate în regiunile sud-vestice, precum și în zonele montane și submontane, unde pe arii extinse vor fi averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala local. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 16 și 22 de grade, cu 25 de grade în Călăraș, 21 de grade în Iași, 22 în Pitești, în Târgu Mureș, în Târgu Jiu 21 de grade, în Târgu Mureș 19-20 de grade, 17 grade în Arad și Timișoara. Doamnelor, domnilor, am ajuns acum la rubrica Meteo Dicționar. Astăzi vă spunem ce este sublimarea. Sublimare. În meteorologie, proces de trecere a vaporilor de apă direct în fază solidă, adică în cristale de gheață. Sublimarea are loc numai la temperaturi cu mult sub 0 grade Celsius, deoarece procesul este însoțit de degajarea unei mari cantități de căldură latentă.
Energiile regenerabile au cunoscut în 2020 o creștere mai vizibilă decât în ultimele două decenii datorită Chinei și energiei eoliene. Un ritm care va deveni normal în următorii ani, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Aproximativ 280 de gigawați din capacitățile suplimentare de producere a energiei regenerabile au apărut în 2020, cu 45% mai mult decât noile adăugiri înregistrate în 2019. Acesta este echivalentul capacității totale a celor 10 țări din Asia de Sud-Est. Aceasta este cea mai mare creștere anuală din 1999. Ea este determinată de creșterea capacității eoliene cu 114 gigawați, o creștere aproape dublă față de cea din 2019, plus 90%. Aceasta a reprezentat jumătate din creșterea capacității regenerabile la nivel mondial anul trecut, după o accelerare pentru finalizarea proiectelor înainte de încheierea prevăzută a subvențiilor publice. Anul trecut, creșterea capacităților regenerabile a reprezentat 90% din creșterea globală în sectorul producției de energie, a declarat Fatih Birol, director executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, citat într-un comunicat de presă care însoțește raportul. Pentru a încuraja guvernele să continue această dinamică încurajatoare, este necesară o dezvoltare masivă a energiei electrice curate pentru a oferi lumii șansa de a-și atinge obiectivele zero emisii de dioxid de carbon, conform sursei citate. Agenția Internațională pentru Energie preconizează însă și o creștere a emisiilor de dioxid de carbon în 2021 din cauza unei creșteri paralele a utilizării cărbunelui. Rata de creștere înregistrată în 2020 va deveni noul standard, cu aproximativ 270 de gigawați de capacitate regenerabilă prevăzută să fie adăugată în 2021 și aproape de 280 de gigawați în 2022, în pofida unei încetiniri în China, estimează agenția. Dezvoltarea centralelor eoliene este de așteptat să încetinească puțin în 2021 și 2022, în timp ce energia solară va continua să bată recordurile, cu capacități suplimentare care depășesc 160 de gigawați până în 2022, consolidându-și poziția de nou rege al piețelor globale de energie electrică. A sosit momentul pentru a vedea ce se întâmplă cu vremea în Europa. În peninsula iberică temperaturile au crescut în ultimele zile. Vremea e frumoasă, a fost frumoasă. Iată că vor fi în jur de 28 de grade în Madrid, în Barcelona 23, în Lisabona ceva mai mulți nori, dar o vreme plăcută, 25-26 de grade. Vreme închisă în Amsterdam și în Londra, cu 16 grade în Londra, 15 în Amsterdam. Și în Paris sunt așteptate ceva ploi și descărcări electrice, 16 grade. Și acolo. În Roma, în jur de 23 de grade, un cer acoperit de nord, dar fără precipitații, așa cum se întâmplă în Milano, unde vor fi în jur de 20 de grade, chiar dacă apare soarele din când în când, sunt așteptate și ploi. În Atena, vreme caldă, frumoasă, cu 32 de grade, vreme închisă cu ploi în Istanbul, cu 24 de grade, în Sofia, în prima parte a zilei apare soarele, după vor fi ceva ploi spre după amiază și nu mai mult de 20 de grade în termometre. În Oslo, 13 grade, cu vreme închisă, la fel și în Berlin, doar ceva mai cald, 16-17 grade. În Kiev, ploi slabe și nu mai mult de 18 grade, iar în Moscova, o vreme frumoasă, cu 27 de grade. Din Europa trecem la scară planetară și iată cum se prezintă vremea în principalele orașe ale lumii. Doamnelor, domnilor, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Vă lăsăm cu imaginea zilei și nu uitați că ne puteți contacta și pe Facebook sau pe YouTube. Acum rămâneți pe TVR2 pentru o nouă întâlnire cu Virgil Ianțu. Să aveți o săptămână minunată, indiferent de vreme! Astăzi, la Câștigă România. Ești la mine, ești drăguță, zâmbești, dacă dai și un județ, îți dau și o întrebare din județul respectiv. Nu mi-am ascultat instinctul. Și ai zis, asta e regizoare, de unde s-o știu eu? Că trebuie să povestesc, să mă gândesc. Da, sigur, dar de nu săracul cercea. Ce ați avut cu el? Da. Vezi? Ele sunt. Dar uite ce-ți fac. Termină, lasă-mă!